Nu cer de pomană, vreau doar să fiu ajutat. Sunt vorbele campionului Leonardo Roftei, care vrea să-și salveze afacerea. Locul în care a investit banii câștigați cu sânge la propriu și cu mii de lovituri încasate. Primăria i-a trimis ordin de evacuare pentru pub-ul său din centrul orașului Ploiești, din cauza riscului seismic. O lovitură după care moșul speră să se ridice. Acum vor să-mi arate spre București. Da, uite, totuși, e bine pentru că e spre intrare săgeata, vezi, nu e spre ieșire. O sală de box îi poartă numele, la fel și strada care duce acolo. La Ploiești, în orașul unde Leonard Doroftei s-a întors, e plătitor de taxe în România și toți banii strânși cu croșeul sunt investiți aici, în pub-ul pe care primăria vrea să-l închidă. Am avut șansa și să lupt pentru ce am și pentru lucrurile în care eu cred. Că vreau să stau în România, că vreau să cresc în România, că vreau să-mi cresc copiii în România. Deci, cu ce am greșit? N-am cerut nimic nimănui, n-am cerșit, nu? Îmi văd treaba mea și sunt Leonardo Roftei, campionul lumii, campion care v-a reprezentat cât am putut de bine. Ca să-l evacueze, autoritățile l-au dat în judecată pe fostul campion, pe care cu ani în urmă l-au făcut cetățean de onoare. Doroftei spune că nu se opune legii, iar dacă spațiul de acum prezintă risc seismic, să fie ajutat cu altul. Nu are un pub ca oricare altul, ci un adevărat muzeu. Pereții sunt plini de amintiri, eșecuri și realizări deopotrivă, de la centura de campion mondial la poza cu arcada sângerândă. Încă mai are forță în pumn și mult umor, umorul pe care l-au cunoscut și adversarii. Unul dintre ei, Spadafora, l-a anunțat că i-a pregătit 1000 de lovituri în cap. Trăit în cartier la periferie, și ce am răspuns? Nu pot tu să dai cât pot eu să duc. Leonard Doroftei putea să aleagă. A fost atât de popular în Canada încât a fost naturalizat, dar nu a vrut să rămână acolo după ce a pus mânușile în cui. Nu vreau să cred că am fost un prost să mă întorc acasă. Nu vreau să cred.